Deși toți consumăm alimente bogate în oxalați, legume cu frunze verzi, spanac, sfeclă, nuci, soia, cartofi, ceai, cereale, doar unii dintre noi fac pietre la rinic de oxalat. De ce? Una din explicații stă în microbiom, în flora intestinală. Există bacterii intestinale care au capacitatea de a descompune oxalații. Cea mai studiată este Oxalobacter formigenes, vezi studii în descriere, alături de Lactobacillus acidophilus, Plantarum, bifidobacteriile Longum, Breve, Lactis și Animalis. Dar ce anume distruge aceste bacterii? Folosirea frecventă de antibiotice. Alimentele care conțin aceste bacterii necesare pentru degradarea oxalaților sunt alimentele fermentate, kefir, unele iaurturi și anumite formule de probiotice.